Bătaie de joc din Consiliul Județean Mehedinți, condus de Gigi, etichetat drept un amator de către senatorul Marius Băluș, un zero barat administrativ, dar și etichetat ca un aventurier de către consilierul județean Alin Nicolicea. Continuăm. După o convocare pe genunchi a Consiliului în ședință pentru astăzi, după ce se propun puncte pe ordinea de zi, tot Gigi le scoate de pe ordinea de zi sub motiv că oricum va mai fi o ședință ordinară în doar câteva zile. Prin urmare, amatorismul se vede că este în floare și bine cultivat în Consiliul Județean Mehedinți. Bună ziua și bine ați venit la această ședință de data Consiliului Județean. Este o ședință de maximă urgență, de-aia am și convocat într-un termen atât de scurt. Cunoaștem toți că e perioada concediilor, mai sunt colegi de-ai noștri și în concediu. Prin dispoziția nr. 404 din 19.08.2015, Consiliul Județean Mehedinți este convocat în ședință de data astăzi, 20 august 2015, orele 14, ședință care are pe ordinea de zi următoare puncte. 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Local și Mediu Imobilului Construcție plus Tărâmă, Casa Memorială Tudor Galinescu, situată în satul Cernăs, Comuna și Mediu, Județul Mehedinți, aflat în domeniul public al județului și administrarea Muzeului Poate de Fier. 2. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Județean nr. 82 din 21.07.2015, privind includerea în domeniul public al județului Mehedinți și administrarea Consiliului Județean Mehedinți a monumentelor istorice, situate în incinta Muzeului Regiunii Porților de Fier, din domeniul datorului nostru 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a listei de investiții pe 2015. Înainte de a vă supune la vot această ordine de zi, vă rog să-mi permiteți să supun totodată la vot și retragerea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 1, ținând cont de faptul că oricum la ședința ordinară va trebui să mai promovăm un proiect de hotărâre care privește Comuna Șimian și Cula lui Tudor și atunci le vom promova la pachet în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni. Și în aceste condiții, cine este de acord ca ordinea de zi să fie cuprinsă din proiectele de la numele 2 și 3?